Cristi Borcea, seară la emisiunea 40 de întrebări de la Canal D, spunea că dacă ar fi el acum la Dinamo, patron, finanțator sau acționar, ar lua campionatul fără absolut nicio problemă, pentru că oamenii, patronii din momentul acesta din Liga 1 sunt niște licurici față de cum erau înainte cei cu care se lupta el. Dumneavoastră ce părere aveți în această problemă? Dar trebuie să aibă și echipă, dar cine nu-l lasă să vină la Dinamo? Corect, așa este. Cine nu-l lasă în momentele astea grele? Să vii prima la Dinamo, trebuie să construiești în momentul ăsta, să vină cineva, au nevoie de un aport financiar, de injecție de capital. Au fost momente când domnul Negoiță, știți foarte bine, înainte de a veni spaniolii, s-a discutat săptămânal, lunar, că la Dinamo vor veni finanțatori. Și au venit spaniolii, care și mie, din punctul meu de vedere, că ne-am văzut la prima conferință de azi, m-am bucurat că vor veni niște finanțatori. Dinamo este un brand, de fapt a fost singurul brand care a rămas în picioare la momentul ăsta. Vedem că Rapidul se luptă să revină, Ucluj se luptă să revină, echipe de tradiție din fotbal, sportul studențesc. Dar concret, numai în jurul capitalei câte echipe au fost. După cum îl știți dumneavoastră pe Borcea, pe Cristi Borcea, credeți că ar avea puterea Dinamo să reînvie cum era să fie echipa care a fost odată? Dacă ar veni Borcea acum, ar spune, băi, de mâine bag bani la Dinamo. Nu, într-un timp repede, scurt, nu poți. Trebuie să ai răbdare dacă vrei să faci ceva serios. Să fie echipa aia Dinamo care a câștigat trofei și care să bătea în cuplele europene, nu? De asta discutăm. Să iei un campionat, dar avem destule exemple în fotbal românesc. S-au luat cu excepția CFR-ului, s-au luat campionate și n-am reușit nimic în cuplele europene. Deci, noi nu mai să iei campionatul. Trebuie să iei campionatul, să faci o echipă omogenă, o echipă puternică care să poți să joci măcar grupul Europa League, din punctul meu de vedere. Da. Ceea ce a reușit CFR-ul. Așa să luăm un campionat, Sorgolii luăm un campionat, am bătut toate echipele din zona play-off-ului și trebuie, eu zic, la Dinamo, la momentul ăsta, Dinamo traversează într-o perioadă grea, are nevoie, e clar, eu am încredere că la Dinamo lucrurile se vor așeza. Sperăm să vină oameni gen cum e domnul Badea, care deja am înțeles că dă o mână de ajutor la Dinamo. Asta vreau să vă întreb, domnule Schweitzer, pentru că dumneavoastră mereu ați fost apropiat și în mediul business și în fotbal de conducerea veche din Ștefan cel Mare de la Dinamo. Îi cunoașteți pe acești oameni bine și vreau să vă întreb, la cum îl cunoașteți pe Nicolae Badea? Credeți în varianta asta că va reveni ca patron la Dinamo? Pentru că informațiile noastre sunt că domnia sa deja negociază contracte cu posibile transferuri ale lui Dinamo. E posibil, domnule, în primul rând, dacă vrei să dai o mână de ajutor, nu trebuie să fii patron neapărat. Dacă vrei să ajuți clubul, poți să ai un aport financiar, nu numai să fii patron. Pentru că acum trebuie să ascult din faptul. Știm foarte bine că în fotbal românesc s-au perindat multe persoane care n-au finanțat efectiv. Da, nu mai dai eu nume acum. Da, dacă îți place, sunt posibilități să finanțez clubul într-un program de publicitate, într-un contract de publicitate, prin reclamă și publicitate, prin sponsorizare. Deci sunt lucruri. La momentul ăsta e clar, Dinamo are nevoie de ajutor și la momentul ăsta văd că cei care sprijină clubul sunt suporterii. Da. Și suporterii minunați, adevărat, la momentul ăsta. Dar domnul Badea, cum îl știm, e un dinamovist, un mare dinamovist care poate reveni la Dinamo oricând. La fel, domnul Borcea, la fel oricând, din punctul meu de vedere. Pentru că un om acum, nu știu dacă are disponibilitatea de a reveni acolo. A fost, știți foarte bine că a fost o echipă puternică. În perioada aia 2000-2005, când Dinamo a câștigat trofei, ne-am bucurat cu toții când jucau grupe. Dar vă întreb altceva, nu e cumva ironic un pic că în urmă cu 7 ani
Suporterii îl înjurau pe Badea și scriau pe pereți din Ștefan cel Mare, pleacă Badea, iar acum nu știu cum să facă să-l convingă să se întoarcă la Dinamo? Suporterii au văzut că din momentul ăla Dinamo a reușit cele mai mari performanții, dar nu numai Dinamo aici, Rapid, domnul Copos cum a pățit. Așa e, aveți dreptate, similar. Da? Păi nu mai vreau să mai dau, sunt multe exemple. Păi sunt foarte, foarte mulți finanțatori care au avut mult de lucru cu suporterii. Da. Suporterii și-au dat seama la momentul ăsta că oamenii la timpul respectiv au reușit lucruri extraordinare la Dinamo și aveau nevoie de continuitate, pentru că la momentul ăla chiar era o echipă frumoasă, avea și Rapidul și Dinamo. La Dinamo știți foarte bine, din câte mi-aduc aminte, după pierderea campionatului cu Urziceni, atunci s-au un pic lucrurile s-au dereglat, dacă așa mai țineți minte. Da, mi-aduc aminte, pentru că au fost și investiții foarte mari în anul acela, în speranța grupelor Ligii Campionilor. Aia era marea miză. Asta a fost. Da, eu zic că Dinamo, într-adevăr, Dinamo la momentul ăsta are nevoie de suport financiar și numai cu oameni, cu niște dinamoviști adevărați și potenți financiar poate să fie salvat Dinamo la momentul ăsta. Domnul Jumai, pentru că mă spuneați. Vă dați seama acum la momentul ăsta să joace cu public. E clar că la Dinamo ar fi un număr mare de suporte. Da. Pentru că vorbeați de campionatul pierdut de Dinamo în 2009. Chiar Cristi Vocea spunea aseară că el din 2009 n-a mai avut o zi în care să nu ia medicamente pentru a putea dormi seara. Dumneavoastră ați avut asemenea probleme vreodată? E adevărat, nu ați fost la echipe foarte puternice pe care să le conduceți, dar nu știu, din cauza fotbalului să aveți asemenea probleme. N-am, până acum mi-a dat Dumnezeu și n-am, poate am luat un antinevragic sau asta. Da. N-am, dar au fost momente. Într-adevăr, presiuni mari la joc, da. Sunt momente care trebuie să fie echilibrat, trebuie să le gestionez, pentru că noi avem și business în spate, nu? Zona de business și fotbalul, pentru mine personal, este o pasiune. Dumneavoastră ca dinamovist... Asta nu înseamnă că nu. Eu în 20 și... Eu sunt dinamovist de la vârsta de 7 ani, din 72-73, când am început să urmăresc fotbal. Am prins toate generațiile, domnul Dinu, regretatul Dumitrache, de acolo am devenit un suporter fanatic al lui Dinamo, generația aia cu frații, nu? Da. Asta vreau să vă întreb, domnul Schweitzer. Dinu. Cum a trăit Cornel Schweitzer campionatul pierdut de Dinamo în 2009? Suporterul Cornel Schweitzer. Am fost la meci, egal la Urziceni, am fost. Da, am fost la meciuri. Am fost la foarte multe meciuri în perioada bună a lui Dinamo. Și înaintea revoluției mergeam, aveam și mașină, mă deplasam personal pentru meciuri la derby, Dinamo, Steaua, în perioada de Dinamo Craiova. Și după revoluție nu mai spun că am fost la toate meciurile importante și la toate meciurile din cupele europene, atât în țară cât și în străinătate. Au fost momente plăcute, momente bune al Dinamo. Și în perioada când a fost Andone antrenor, nu numai, și perioada Mița Lucescu, domnul Lucescu, înaintea Revoluției, au fost momente, dar din păcate la momentul ăsta traversează o perioadă grea și acei dinamoviști adevărați și care sunt potenți financiar, trebuie să dea o mână de ajutor lui Dinamo. Domnul Schweitzer... Cum ați remarcat și dumneavoastră, că se numără domnul Badea, care din câte am înțeles ajută Dinamo în momentele astea grele, domnul Borcea la fel, care sunt sigur că îl mișcă un pic să ajute Dinamo să dea o mână de ajutor. Da. Domnul Schweitzer, ultima întrebare, pentru că am ajuns la și jumătate și v-am promis că nu vă ține mai mult pentru că știm că aveți treabă. Dacă v-ar chema suporterii din programul DDB în poziția de conducător al clubului Dinamo, ați accepta în acest moment? Nu, la acest moment știți foarte bine că eu am fost în discuții cu domnul Negoiță. Da. Mi-a fost foarte greu pentru mine că avem și
zona asta de business și mi-a fost foarte greu. Dinamo e un club greu, trebuie să fie zi de zi, să faci muncă, dacă vrei să faci o muncă bună acolo, să fie un club profesionist, e nevoie de cineva, dar Dinamo sunt foarte mulți dinamoviști care pot să dea o mână de ajutor în momentele astea grele, că și pe partea asta executivă, da? Da. Dar în momentul ăsta eu sunt m-am angajat împreună cu domnul Dioseghi, cu echipa de la Șepsi, într-un proiect, într-un proiect în care, cum am spus la început, o echipă care își dorește în acest sezon calificarea în play-off și performanța an de an, pentru că acolo știți foarte bine, se investește foarte mult în infrastructură, se va investi. Și la momentul ăsta mi este gândul și capul doar la Sfântul Gheorghe. Pentru că sunt niște colegi minunați acolo și vrem să reușim lucruri frumoase acolo. Da, am înțeles. Dar v-am zis, repet, la Dinamo cred că lucrurile se vor așeza și sunt destui dinamoviști, oameni de bine care trebuie să se implice.